Ai văzut conferința de ieri și vrei să adaugi. Da, vis-a-vis de conferința de presă de ieri a domnului Viorel Donică, vreau să adaug următoarele. În primul rând vreau să spun dânsului să nu se grăbească să ducă la poligraf, după cum am menționat, că pentru a se adeveri ce spusele, dacă pot să zic așa, fiindcă eu în perioada aceea am fost avocatul dânsului anume în acest litigiu, adică chiar a fost și un litigiu între Mult Cinema, pe atunci nu știu acum dacă mai este Mult Cinema, și întreprinderea pe care o gestiona dânsul cu familia. Și anume, litigiul era că Mult Cinema s-a adresat în instanță de caz să le rezilieze contractul locațiunii. Am câștigat dosarul și nu țin minte anul, potrivit legii de pe atunci, acum posibil că aceleași prevederi și-au rămas, locatarul, cel care închiria, avea prioritate de a cumpăra acest imobil. Și legea permitea ca unele cinematografe din Moldova să se vândă, dar fiind fapt că erau lăsate fără stăpân, erau practic... Și cam au fost, abandonate da. Toate. Da. Și de ce? Da, câștigând dosarul vis-a-vis de locațiuni, dânsul peste un timp s-a adresat la mine să ofere servicii juridice vis-a-vis de, deja de privatizare, de cumpărare a bunului. Și s-a jăluit că Mult Cinema refuză, adică ca el să fie primul pe lista celor pretendenților de a cumpăra. Și m-a întrebat că nuanțele juridice, i-am explicat că legea este de partea lui, că legea permite anume locatarul care a încheiat contract pe 10 ani și m-a întrebat cât va dura acest proces. I-am spus că în jur la 2-3 ani. Auzind acest lucru, dumnealui a spus că e foarte mult, fiindcă el a investit cu familia o mulțime de bani, o grămadă de bani, un business în familie și în 2-3 ani de zile, fără nicio practic, fără activitate, fiindcă dacă se intră în litigiu, practic și activitatea este suspendată pe care o avea dânsul. Și atunci el a zis că s-a refuzat de serviciile mele juridice într-un cuvânt. Eu ca avocat vă spun sincer că am rămas puțin trist, de ce? Că era o perspectivă de a câștiga și o bani. Pierdut un client, da. Și mai mult ca atât, că noi când încheiem contractele de a oferi servicii juridice, uneori ieșim din suma ale obiectului litigiu, ce sumă, și era o perspectivă mare. Însă asta e alegerea clientului. Peste un timp m-am întâlnit cu dumnealui și chiar l-am întrebat, mă rog, ce se aude cu investiția și cu cinematograful. Dumnealui a spus că a fost coleg cu pretendentul de astăzi la președinție, Igor Dodon, a fost coleg de facultate la Universitatea Agrară, dacă nu greșesc, și îl cunoaște, în măsura în care îl cunoaște, s-a înțeles cu el ca să fie semnat contractul de privatizare, dacă pot spune așa, fiindcă acolo era vorba de cumpărare-vânzare, și i-a oferit o sumă oricare ca șpagă. El mi-a spus în jurul la 10-15.000 de dolari, dacă nu greșesc. În dolari sau euro nu mai țin minte. Eu am rămas cam trist din considerente că n-am avut de câștigat, putea să câștigă o astfel de litigiu, și din alte considerente că nu chiar frumos s-a procedat din partea lui. Că... Păi nu chiar legal, că și cel care dă și cel care ia mit în calcă legea, nu? Nu chiar legal, da. Vedeți cum, eu n-am spus aceste lucruri mai devreme, fiindcă eu nici nu avem dreptul ca să divulg niște nuanțe a unui client dintr-un dosar sau altul. Însă văzând că dumnealui s-a hotărât să facă aceste declarații, mi-am asumat și eu să reconfirm că, într-adevăr, dumnealui mi-a spus că a transmis domnul Dodon șpagă pentru a fi cumpărat acest imobil. Care atunci era ministru. Care atunci era ministru de economie. Putea să decide el chestia asta? Și, deci privatizarea ce s-a făcut cu sigur că da. Încălcarea procedurii, a legii, nu se poate verifica, că doar nu a trecut chiar tare mulți ani. Cred că da. Și în acest context, ca eu acum, sincer vorbind, vreau să-mi expun gândul și poziția ca
civic, ca un cetățean. Deci este o opinie civică, nici de cum o opinie politică. De ce? Pentru pe mine, ca cetățean, care sunt de pe, pe care cu mulți alți cetățeni de prin 89 tot luptăm pentru echitate și dreptate și democrație în această țară, evident că mă deranjează și pe mine și pe cei apropiați cine va fi viitorul președinte. Eu personal, subiectiv, consider că domnul Igor Dodon nici pe departe nu merită să fie un președinte a Republicii Moldova, nici pe departe. Și ar fi bine că dumnealui să-și retragă candidatura. Dacă este onest și dacă este statalist și familist, după cum pretinde el. Fiindcă în perioada în care dumnealui a lucrat ca ministru și în perioada guvernării comuniste, era ca primit că se face șmecherii pentru a te întreține, pentru a acumula chiar bogății. Nu chiar străge atenția, dar suntem cu totul în altă perioadă. Pretindem a fi, a fi democrați, a fi corecți, de a trăi un trai decent, fără minciună, fără fățărnicii, etc. Și vreau să, în acest context, vreau să mă expun încă, repet, ca persoană, ca alegător, ca alegător, corect, ca alegător, că spusele de către dumnealui, de către pretendentul Igor Dodon la președinție, că el este un statalist, că el este un credincios creștin ortodox, că este un familist bun, ele sunt mai mult, dacă pot să spun, eu pot chiar să zic că poate și o fățărnicie, sau că n-aș spune că o incompetență sau o neștire despre ce el se vorbește. De ce? Pentru că când dumnealui zice că este statalist și o să lupte pentru statalism, dacă pot să zic așa, el are în vedere ieșirii lui prin Federația Rusie și puparea mâinilor, dacă să nu zic altceva, unor demnitari din Rusia, ca să fie susținut și ca să fie susținut de către electoratul geopolitic. Dar statalismul este cu totul altceva. Statalismul este bunăstarea poporului. Pentru că cine este statul? Statul este, sunt cetățenii care formează, în primul rând cetățenii, apoi organele de stat, cetățenii. De ce? Statalist, după mine, înseamnă bunăstarea cetățenilor. Bunăstarea cetățenilor înseamnă pensii decente, salarii decente, democrație și libertate, liberă exprimare în această țară. Când dumnealui spune despre creștinism, ortodoxie, credință, eu cred că tot este o fățărnicie. Asta e părerea mea subiectivă. De ce? Fiindcă de a te fotografia prin lăcașele sfinte, nici pe departe nu este o sinceră credință, sau fiindcă cum și alte chestii, să credința și rugăciunea către Dumnezeu este mai mult intimă și nici de cum să o afișez prin fotografii sau mai știu ce, cum. Și vis-a-vis dumnealui, din numărate ori mai menționează că este un familist bun, că este un familist, fie el sănătos și familia lui ea sănătoasă, fiindcă de a fi un familist, asta e bine numai pentru, pot să zic așa, pentru familie. Și deci e bine că e familist pentru familie. Dar după cum se vorbește și se aude că dumnealui a mai luat și niște bani pentru a vota un președintele Timofte, se vorbește, eu nu știu, nu l-am prins de mână. Atunci cred că și mulți alți, și alți cetățeni, chiar și de vârstă mai înaintată, ar dori să fie buni familiști și n-ar fi împotrivă să aibă câteva 10 copii cu niște milioane de euro sau dolari pe buzunar. Înțelegeți? De ce să nu supere domnul Igor Dodon că vorbesc și despre familia dânsului, dar când se înaintează la un show post înalt în țară, este și de așteptat că o să fie... Da, și el se laudă, da, cu familia, da, nu, da, ne luăm noi de familia, însă lui, el se laudă, și cât copii, este un mama, soacră. Da, sigur, dar mai este un aspect foarte interesant. Copiii acum lui sunt mici și mai am mai zis, să fie sănătoși și crească mari, să fie oameni buni și folositori în societate. Însă nu este... Nu se exclude
faptul că când copiii dumnealui, iarăși repet, vor fi mari, învățați, vor avea postul de lucru, vor ști o istorie care a scris despre tatăl lor nu prea bune cuvinte, înțelegeți, adică despre uneori istorii sunt inventate, nu întotdeauna se bazează pe fapte. Da, dar ar putea să, la o etapă oricare, să nu mai fie acel bun tată, după cum prinde de el, dacă copiii ar fi inteligenți și cum se cade, și cred că așa vor fi. Și momentul ăsta care îl folosește dumnealui, nu odată, sincer vă zic că mie personal mi s-a ros urechile despre statalism, credință ortodoxă și familist. De ce? Pentru că bănuiesc că nuanța asta cu familist bun a luat-o din învățătura marxist-leninistă, scuzați, era o expresie în limba rusă, e cei cătă femeia ta e cei cu obcistul. Era așa o expresie în această învățătură, dacă pot să zic așa. Adică dacă în traducere în română, că ar fi că familia este nucleul societății, dacă pot să zic așa. Sau celulă, da. Sau celulă, da, mai corect. Și cred că dumnealui de la asta și-a pornit, că eu sunt de acord, însă că așa că este așa, că celula societății, numai că toate familiile trebuie să aibă un trai decent, toate femeile trebuie să fie asigurate cu spațiu locativ, cu lucru, etc. Și atunci, da, această celulă face un stat puternic și bogat. Mulțumesc! Cum vă prezentăm? Mă numesc Andrei Donică și spun mai devreme că am hotărât să-mi expun opinia pe marginea acestui candidat în contextul că l-am apărat pe domnul Donică Viorel în relațiile întreprinderi pe care el o gestiona și mult cinema. Mulțumesc. Și care a făcut ieri conferință de presă. Ieri conferință de presă.